Vreau să deschideți Bibliile la cartea lui Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Planul lui Dumnezeu pentru anul 2012. Ieremia 29, de la 11 la 14. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne în prima seară din anul 2012, o seară în care am alergat din nou la casa Domnului și știu că a trebuit să ne luptăm cu oboseala, a trebuit să ne luptăm un puțin împotriva trupurilor noastre care au rămas încă în atmosfera aceasta de sărbătoare. Dar ce privilegiu, așa cum spuneam și la început, ca să putem să fim în casa Domnului în această seară. Cum am intrat în anul 2012, desigur că gândurile noastre zboară în diferite domenii, în diferite direcții. Și poate unul din gândurile care ne frământă este, oare ce va fi în anul 2012? Ce se va întâmpla? Anul 2011 a fost un an tumultos și oarecum gândurile acestea sunt izvorâte și din frica noastră. Ce o să fie în anul 2012? Vom putea să trecem din 2012 în 2013. Ce evenimente se vor întâmpla? Vedeți, lumea este curioasă și știți dumneavoastră, potrivit calendarului Maian, în anul acesta, în decembrie 21, s-ar putea să se sfârșească lumea, pentru că acest calendar se termină în 21 decembrie 2012. Și imediat a început să se facă speculații pe această temă și Hollywood-ul a preluat imediat ideea, nu? You guys... 2012, the movie, yes, I didn't see it, though. Și dacă vreți să vedeți toate prezicerile cu privire la anul 2012, intrați la 2012predictions.net and you will find all of them, ok? All of them are right there. Aș vrea însă în această seară să vă provoc la ceva. Aș vrea ca acum, la acest început de an 2012, să nu abordăm noul an cu curiozitate, ci să abordăm anul nou cu seriozitate. Să abordăm anul acesta nu cu gândul la evenimente pe care noi nu le putem controla, ci să intrăm în anul acesta îngrijorându-ne și fiind preocupați de lucruri pe care noi le putem controla. Eu nu pot să controlez ce o să facă cineva în Middle East. Dar eu pot să controlez ce vei face eu. Care este starea mea înaintea lui Dumnezeu? Ce voi face eu în anul acesta? Și în sensul acesta aș vrea să ne uităm în acest text din această seară. Și aș vrea să vă spun cartea profetului Ieremia. Dacă citiți Ieremia, Ieremia e profetul plângăcios. Are Ieremia și are plângerea lui Ieremia. De fapt, la un moment dat erau toate într-o carte numai. Când citești din Ieremia, Ieremia întotdeauna plânge. Are așa un pesimism. Dar acest capitol 29 parcă n-ar face parte din cartea lui Ieremia. Este un capitol plin de speranță, într-o carte fără speranță. Și în mijlocul acestei cărți fără speranță, în mijlocul acestor vești triste pe care Ieremia le vede și atâtor plânsete, Dumnezeu intervine și aduce un mesaj de speranță. Aduce un cuvânt ziditor. Și în această seară s-ar putea să fie aici și toată lumea ți-a spus un an nou fericit. Dar tu știi în adâncul tău că ai o problemă. Poate ai o boală. Poate ai un necaz. Poate ai un membru din familia ta care o duce rău. Ai o frică.
Și vedeți cum suntem noi, uneori suntem sătui de viață, dar speriați de moarte. M-am săturat de viața aceasta, dar în același moment suntem și speriați de moarte. Suntem prinși într-un loc din care parcă nu mai putem să ieșim, între ciocan și nicovală, suntem cornered, cum zice americanul. Așa era poporul lui Israel. Au ajuns în robie, în exil, în Babilon. Au fost aduși cu forța. Și acolo, privind la ceea ce îi așteptau, erau niște, oarecum trăiau în perioada aceea de denial. Nu se poate, este imposibil. De ce Dumnezeu a îngăduit să ajungem aici? Cum a putut Domnul să ne lasă aici? Și poate că suntem în această fază acum, la începutul anului 2012. Și atunci Dumnezeu vine cu acest cuvânt. Căci eu știu planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. În limba română scrie gânduri, dar în limba engleză scrie planuri. Astea sunt planurile lui Dumnezeu pentru 2012 și aș vrea să investigăm puțin aceste planuri într-o predică pe care am intitulat așa, planurile lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu pentru 2012. Și aș vrea să trec fugitiv peste primele două puncte și am să insist asupra punctului 3, pentru că acest punct 3 aș vrea să fie oarecum perspectiva spirituală a Bisericii Agape. Ce ne propunem noi ca biserică? Ce am vrea noi să facem ca biserică în anul 2012? Ce aș vrea eu să fac personal în viața mea? Și ce aș dori și vă propun eu ca să facem cu toții în anul 2012? Dar primul lucru, number one, Dumnezeu este în control și în anul 2012, aș vrea să vă spun. Dragul meu, I know it's simple, but it's true. Frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu este în control și în anul 2012. Dumnezeu n-a rămas în anul 2011. Dumnezeu este aici și în anul acesta. Și Dumnezeu are în control totul. Și aș vrea să trec fugitiv puțin. Versetul 4 spune și toți din Ieremia 29. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Dumnezeu trimite o scrisoare. Și Dumnezeu ne trimite o scrisoare în această seară. Dumnezeu știe strada, știe unde ești. Dumnezeu știe adresa mea și adresa ta. Așa vorbește Domnul către cei din Babilon. Așa vorbește Domnul către cei din sudul Californiei. Așa vorbește Domnul către cei de la Agape. Dumnezeu știe unde ești. Dumnezeu își cunoaște și situația. Dumnezeu are răspuns pentru acel întrebarea cum sau de ce, Doamne? Dumnezeu știe situația ta. Spune Domnul, către prinșii de război, către cei care sunt în exil. Știți cam cum se simțeau oamenii în exil? Am vrut să întreb, dar nu o să mai întreb. Cine este aici, a venit în America în ultimele două luni? Este cineva care a venit în ultimele două luni? Nu știu dacă e happy sau nu e happy. Prima dată ești happy și după aia dai cu fața de realitate. Și eu am o vorbă. Când vine America prima dată, America dă cu tine de pământ. Așa este? Așa este. Și nu contează că ai fost în țară domnul inginer și au fost nu știu cine, majoritatea din noi începem la munca de jos, mai ales dacă nu avem acte la început. Așa am început și eu, am măturat și am spălat și am curățat 10 ani de zile și nu mi s-a întâmplat nimic. Nothing. Ia uitați care era situația lor. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și ei, în amărăciunea lor, spunea, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Nu s-au putut obișnui cu situația. Nu s-au putut obișnui cu exilul. Peste câțiva ani s-au obișnuit, însă așa cum ne obișnuim și noi cu America. Unii din ei nici măcar n-au mai plecat înapoi după cei 70 de ani. Că le-a plăcut în exil. Dar trăiau o dramă. O dramă care poate tu, poate o trăiești acum la început de an. Dumnezeu știe situația ta. Dumnezeu știe și de ce ai ajuns, scopul. Dumnezeu știe motivul pentru care ești acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu, i-am adus. Extraordinar. Cine i-a adus pe evrei în robie, frați și surori?
Cine a fost el care i-a luat și i-a dus în robie? Cum l-a chemat pe ăla? Nebucadnețar, nu? El i-a dus. Și vine Domnul și spune, nu, eu i-am dus. Extraordinar. Doamne, dar cum? Tu pe poporul tău, tu i-ai adus? Și noi suntem într-un necaz, suntem într-o problemă, suntem într-o încercare și ne gândim la un moment dat, Dumnezeu, dar de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta? Nimic nu se întâmplă în viața mea și în viața ta fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic. Nimic. Chiar și boala, chiar și încercarea a venit pentru că a fost îngăduită de Dumnezeu. În cazul lor, vă aduceți aminte, e vorba de o pedeapsă divină pentru că s-au dedat la idolatrie, au început să se închine unor dumnezei străini. Așa că Dumnezeu parcă le spune, nu mai dați vina pe babilonieni. Nu mai dați vina pe alții. Ceea ce s-a întâmplat, eu am îngăduit. Și apoi, este acolo vorba de o prelucrare divină. V-am mai spus și cu altă ocazie, Dumnezeu în cei 70 de ani i-a vindecat pe evrei de idolatrie. De atunci încolo, evreii n-au mai avut niciodată problema idolatriei. Niciodată. Și aș vrea să vă spun ceva. Aplicație personală pentru noi românii. Auzim că cineva trece prin necaz. Și noi imediat știm de ce. Știu eu de ce. Știu eu ce a făcut. Nu știi de ce. Dumnezeu știe de ce. Pentru că scrie aici, eu i-am adus. Eu știu de ce. Dumnezeu știe până când. Dumnezeu știe sfârșitul. Dumnezeu știe durata. 70 de ani a trebuit să stea poporul lui Israel în robie. Dar iată ce zice Domnul, versetul 10, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de ei. Doamne ferește, asta nu putem să facem aplicație practică, nu? 70 de ani să stăm tot acolo într-o problemă. Dar Dumnezeu știe durata. Dumnezeu știe pentru cât timp. Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin surprindere. Nici anul 2012 nu o să-L ia prin surprindere. Dumnezeu este în control și în anul 2012. Amin? Sunteți de acord cu lucrul acesta. Hai să mergem mai departe. Numărul 2. Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Căci eu știu gândurile, adică planurile pe care le am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Și mă gândesc când evreii au primit scrisoarea asta de la Ieremia și au zis, nu se poate. Asta e prorocie mincinoasă. Dar este imposibil. Cum adică Dumnezeu spune că are gânduri de pace și nu de nenorocire, să ne dea un viitor și o nădejde aici în Babilon, în situația în care mă aflu? Ăsta e plan de pace, Doamne? Da, ăsta e plan de pace. Și aș vrea să observăm câteva lucruri care sunt foarte importante pentru noi ca și credincioși. Că vă spuneam și aseară, avem tendința să spiritualizăm totul. Primul lucru care aș vrea să îl observăm cu privire la planul lui, planul lui accentuează implicarea noastră în viața socială. Planul lui Dumnezeu accentuează implicarea noastră în viața socială. Uitați ce le spune Domnul în versetul 5. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele. Amen, avem câteva nunți în anul 2012, iarăși la Agape. Go on, we move on with your life. Nu ne urcăm pe vârf de munte și ne îmbrăcăm în haine albe, că gata, vine Domnul. Nu ne pustiim. Și Dumnezeu spune, implică-te în viața socială. Sunt unii care cred că planul lui Dumnezeu este să te retragi de tot din viața socială. Și Dumnezeu spune, nu. Implicare. Ce fel de implicare? Uitați-vă, materială, zidiți case și locuițile. Domnul spune să ne implicăm material, nu să devenim materialiști. Materială, relațională, luați-vă neveste și faceți fii și fiice. Stabiliți familii. Social, politic, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. 2012, anul alegerilor, frați și surori. Apropo, să nu ne plângem de rezultatul alegerilor dacă nu ne ducem să alegem, să votăm. N-avem dreptul să ne plângem. Dar așa, California liberală și degeaba mă duc. E dați meră. Mi s-a dat șansa, mi se dă șansa să votez, du-te și votează.
Și după aia poți să te plângi. Ok? Și cel puțin știi că ai votat. Planul lui Dumnezeu nu înseamnă să ne retragem. Spune Domnul, participă, urmărește binele cetății în care ești. Și apoi, spirituală. O implicare spirituală. Și rugați-vă Domnului pentru cetate, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Noi creștinii trebuie să fim cei mai buni cetățeni pe care are o țară. Cei mai buni. Niște oameni integri, niște oameni pe care se poate baza societatea, niște oameni care atunci când ne facem business-ul să fim oameni de încredere, da, al nostru să fie da. Trebuie să ne integrăm în această societate nu pentru a fi influențați de ea, ci pentru ca noi să influențăm această societate. Oare au făcut evreii lucrul ăsta? Ce i-a spus Domnul? Să știți că a făcut. S-au stabilit în Babilon. Și au zidit case, au devenit businessmen, evreii au umplut după aia lumea cu businessul lor, Dumnezeu i-a binecuvântat, că așa spune în Deuteronom, trebuie face să fii cap și nu coadă, poporul evreu este poporul binecuvântat și noi trebuie să binecuvântăm evreii întotdeauna. Știți ce au mai făcut în Babilon? Un lucru care nu scrie nicăieri în Vechiul Testament, însă istoria declară lucrul ăsta. Și au făcut sinagogi. Sinagoga, ca și instituție religioasă, s-a născut în Babilon. De ce? Pentru că evreii nu mai aveau templu. Erau în exil. Trebuia undeva să se roage. Și și-au construit sinagogă. Și a fost o idee așa de bună, încât când s-au dus înapoi în Israel, au început să construiască o sinagogă în fiecare localitate, în fiecare cetate. Și evreii au luat cuvântul acesta de la Domnul și s-au implicat în viața socială, viața spirituală. Au făcut exact ceea ce l-a spus Domnul. Ăsta este planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Să ne implicăm. Să ne zidim o sinagogă. Apropo, începând de astăzi, începând de anul acesta, vom începe să ne rugăm Domnului pentru o casă de rugăciune. Știu că ni se pare, prea repede, numai un an jumate au trecut. Niciodată nu e prea repede pentru Domnul. Amen? Amen. Dumnezeu accentuează implicarea noastră în viața socială. Apoi, planul lui Dumnezeu avertizează asupra învățăturilor false. Planul lui Dumnezeu ne avertizează asupra învățăturilor false. Versetul 8 și versetul 9. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri ale căror visuri voi le pricinuiți, căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Ce vesteau acest proroc? Exact invers ce spunea Ieremia. Prorocii le spuneau, auzi, voi trebuie să veniți, Domnul vă izbăvește, înapoi cu voi, înapoi cu voi, Ierusalim, mergeți înapoi! Și Ieremia spune, Domnul spune, nu vă lăsați. Care este aplicația pentru noi? Nu? Care este aplicația pentru noi? Pentru noi aplicația este exact așa cum accentuam anul trecut. Noi trebuie să ne bazăm ceea ce credem pe cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Este aici ceva foarte interesant, pentru că cuvântul Domnului nu spune aici aveți grijă ce citiți, aveți grijă de legea mea, ci vorbește despre prorocii voștri. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu și eu cred și aș vrea să spun tare și răspicat că oamenii tot vorbesc. Eu cred că Dumnezeu se revelează prin proroci în anul 2012. Amin? Eu cred lucrul acesta. Să nu cumva să credeți că nu cred, că mi s-a mai dus mie așa, am niște prieteni care spun că eu nu cred. Eu cred, frați și surori. Și Dumnezeu îmi vorbește și Dumnezeu îmi trimite și Dumnezeu vorbește și cred că îți vorbește și ție și de multe ori. Însă Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra unui lucru foarte important și vă rog să mă ascultați bine. Cuvântul pe care Dumnezeu îl dă prin proroci, există un risc al factorului uman. Al factorului uman. Pentru că atunci când vine cuvântul Domnului, revelația de la Duhul lui Dumnezeu, intră în ecuație și factorul uman. Și s-ar putea ca factorul uman întotdeauna să denatureze puțin cuvântul lui Dumnezeu. Și la asta ne atenționează Domnul. Numai să avem grijă. Dumnezeu nu spune să nu credeți în prorocii deloc. Nu. Dumnezeu spune aveți grijă. Și Apostolul Pavel ne spune nu disprețuiți prorociile, cercetați totul. De fapt, traducerea este cercetați-le. Și luați ce-i bun. Amen? Trebuie să avem grijă asupra învățăturilor false, oricare ar fi ele. Nu contează și nu înseamnă că dacă cineva vorbește frumos, predică frumos și spune adevărul. Trebuie să avem grijă.
Acum suntem aici în America și sunt atâția și atâția predicatori, nu? Trebuie să avem grijă și să verificăm întotdeauna așa cum făceau frații din Berea. Când apostolul Pavel predica, ei se duceau acasă și se uitau să vadă dacă ceea ce Pavel le-a spus este adevărat. Cuvânt, planul lui Dumnezeu este să avem grijă asupra învățăturilor false. Apoi, planul lui Dumnezeu atenționează asupra intereselor personale. Aici trebuie să avem grijă. Zice, în ultima parte a versetului 8, ale căror visuri voi le pricinuiți. Cum e asta? Ce nu ascultați de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Dumnezeu vrea să spună, știți de ce tot așa visează ăștia? Pentru că voi asta vreți, tot asta vorbiți. Asta vreți să vedeți voi. You have a personal agenda. Și apoi, bineînțeles că tot asta visez. Dacă toată ziua mă gândesc la un lucru, s-ar putea ca la noapte tot asta să visez, nu? Trebuie să avem grijă de lucrul acesta. Ne atenționează asupra intereselor personale. Și fiecare din noi, începând cu mine și apoi cu oricine din sala aceasta sau oricine care ascultă, trebuie să avem grijă, este cuvântul lui Dumnezeu, scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru tine și Dumnezeu are întotdeauna grijă ca planul lui să meargă la bun sfârșit. Și apoi, în ultimul rând, și aici vreau să accentuez un pic mai mult. Number 3. Detaliile planului lui Dumnezeu le descoperim în urma căutării lui Dumnezeu. Noi vrem să știm detalii. Doamne, dar spune-mi exact cum o să fie. Și Dumnezeu spune, nu. Nu. Doamne, mă interesează viitorul. Și Dumnezeu spune, vrei să te cauți viitorul? Caută-mă pe mine. Caută-mă pe mine, nu viitorul. Voi mă veți chema, veți veni și mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și Domnul le spune acolo că până la urmă vă voi aduce înapoi în Ierusalim. Dar nu le dă detaliile planului. Doamne, dar în ăștia 70 de ani, ce o să facem noi? În anul acesta care ne stăm față, ce o să facem noi? Este aici o aplicație personală cu privire la Ierusalim. Frații și surori, ce înseamnă 70 de ani? Care vă duce gândul la 70 de ani? Ce vă gândiți personal? Este viața unui om, nu? 70 de ani este viața unui om. Este simbolul unei vieți al unui om. Și Dumnezeu spune, în ăștia 70 de ani, eu vreau să vă pregătesc pentru Ierusalim. În ăștia 70 de ani, cât ești în exil aici, pe pământul acesta, eu vreau să te pregătesc pentru noul Ierusalim. Tu ești aici pentru o perioadă de 70-80 de ani sau cât îți dau eu. Dar planul meu, de fapt, planul meu suprem este să te aduc înapoi, acolo unde eu te vreau. Și te vreau acolo sus, în prezența mea, în cetatea sfântă, în Ierusalim. Slăvit să fie numele Lui. Ei, dar noi vrem detaliile. În Biblia, în limba engleză, versetul 12 începe cu un then. Atunci voi mă veți chema. Când, Doamne? Când sunteți în exil. Când sunteți în probleme. Când sunteți în strâmtorare. Când sunteți în necaz. Când sunteți disperați. Și ne este rușine și mi-este rușine să admit lucrul acesta. De multe ori îl chemăm pe Domnul numai când sunt în necaz. Numai când sunt în disperare. Domnul vrea să le spună, de asta v-am îngăduit să ajungeți aici. De asta v-am îngăduit să ajungeți în starea asta, unde sunteți în exil. De asta te-am îngăduit să ajungi să treci prin încercarea asta, prin problema asta, prin boala asta. Pentru că știu că atunci mă vei căuta. Am reușit în sfârșit să-ți atrag atenția, că până acum erai prea busy. Erai prea busy doing church. Then being a part of the church. Până atunci erai prea religios. Dar acum a venit momentul în care trebuie să mă caut și te-am adus aici pentru motivul acesta. Să mă cauți. Pentru Biserica Agape aș vrea ca aceasta să fie tema anului 2012. Anul trecut am avut anul consolidării și mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a consolidat. Însă anul acesta, 2012, aș vrea să fie anul căutării.
Și poate veți spune, bine, frate Clinșo, dar până acum ce am căutat? Pe Domnul l-am căutat, să știți. Până acum l-am căutat pe Domnul. Și anul acesta ce o să căutăm? Tot pe Domnul. Dar nu l-am găsit. Încă nu l-am găsit de tot. Nu, nu, nu. Noi oamenii spunem următorul lucru, îl cunosc. Haideți să fim foarte practici. Îl cunoști pe cutare? Ha, sigur că da. Cum îl cunoști? Păi l-am văzut, m-am întâlnit o dată, îmi dau mâna cu el, am făcut cunoștință cu el. Și asta înseamnă că îl cunoști? Nu. Am întâlnit cupluri cu care am făcut counseling și soția sau soțul îmi spunea, domnule, de 10 ani îți căsătorii cu ea, dar nu l-am cunoscut până acum. 10 ani sub acelea s-a acoperit și nu l-ai cunoscut. Hei! Ne-am întâlnit cu Domnul. Am primit mântuirea în dar. Îl cunoaștem pe El? Îl cunoaștem. Dar cât de bine îl cunoaștem? Îl cunoaștem. Hei, nu-i chiar așa, stați așa. Că se poate întotdeauna mai mult. Unii vor spune, păi sunt mântuit, îl știu pe Domnul. Hei, ești mântuit, dar altceva, mai spunem ceva despre Dumnezeul tău. Păi, ce să mai spun atâta numai? Mă duc la biserică, la Paște, la Crăciun, that's it. No. Altceva, mai spunem ceva. Spunem niște experiențe pe care le-ai avut cu Domnul. Ce a făcut Domnul pentru tine? Păi nu știu. Vă mai dau un alt exemplu, care e banal. A fost vreodată în Olanda. Câți dintre voi ați fost în Olanda? Ați fost câțiva. Și eu am fost în Olanda. Dar n-am fost numai în Amsterdam, am stat vreo 6 ore. În aeroport. Am fost în Olanda. Am fost. Ce știu despre Olanda? Nu știu nimic. Văd numai terminalul, am văzut. Știu că are un terminal lung, știu că te verifică ăștia de la în Europa la fiecare pas. Dar am fost în Olanda. Acum 3 ani am fost în Londra. Am schimbat și acolo avionul. Dar, acum 2 ani am vizitat Londra, fraților. Am fost în Anglia. Am fost. Unde am fost? Numai în Londra. Unde vreau să ajung? Dumnezeu vrea să ne spună următorul lucru. Crinșor, tu mă cunoști. Dar tu n-ai fost numai în aeroportul meu. Ioane Vasile, tu mă cunoști. Dar nu m-ai întâlnit numai la Golgota și mai am atâtea lucruri ca să-ți arăt. Mai sunt atâtea lucruri pe care vreau să ți le descoper. Doamne, dar mai sunt alte? Sigur că da, sigur că da. Mai sunt așa de multe lucruri. Și știți ce facem noi? Vorbim tot de avion și de asta. Sunt unele airlines, unele linii aeriene, care, mai ales internaționale, care îți dă un sticker. Așa, please do not disturb. Și văd pe unii câteodată se culcă și își pune stickerul ăla, please do not disturb, până când ajunge în Londra. Așa facem noi câteodată noi creștinii. L-am întâlnit pe Dumnezeu, ne-am botezat, luăm stickerul please do not disturb, punem pe piept, nu mă deranjați până n-ajung în cer, că eu mă duc în cer acum la Domnul. Și Dumnezeu mai are așa de multe lucruri pentru noi pregătite. Nu? Așa de multe lucruri și Dumnezeu vrea să ni se descopere. Pentru că există o diferență între a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai este mai mult de cunoscut. Da, întrebați-L pe Apostolul Pavel. Ce a zis Apostolul Pavel în Filipeni 3? Și să-L cunosc pe El. Pavele, tu nu-L cunoști. Tu, Pavele, care L-ai întâlnit pe drumul Damascului, tu, Pavele, care ai avut experiențe extraordinare. Da, da, Pavel spune, vreau să-L cunosc mai mult, mai mult, mai mult. Avem nevoie să-L căutăm pe Domnul în anul 2012. Cum să-L căutăm? Să-L căutăm pe Domnul în mod exclusiv. Ce înseamnă asta? Numai pe El. Numai pe El. Asta vrea Domnul. Să-L căutăm numai pe El. Știi ceea ce mă surprinde când mă uit la textul acesta? Eu cred că evreii vreau un cuvânt în care Domnul se spună așa vorbește Domnul mâine sau anul viitor, în anul 2012, fac o aplicație acum, vă voi elibera. I will give you freedom. Și Domnul zice nu. Nu. Prima dată mă căutați pe mine și apoi o să aveți freedom. Pentru că libertatea adevărată o experimentăm atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, când îl căutăm pe Dumnezeu.
Știți ce îl întristează pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl întristează că căutăm toate lucrurile în numele Lui. Dar nu pe Dumnezeu. În numele Lui le căutăm. Punând această fațadă în numele Lui Dumnezeu. Și Domnul se uită la noi și spune, auzi, caută-mă pe mine. Căutăm minunea, căutăm experiența, căutăm semnul acela extraordinar, dar îl căutăm noi oare pe El? Este El oare Domnul nostru personal și avem o experiență cu El în fiecare zi? Vreau să vă dau un exemplu. Să presupunem că la sfârșitul acestui serviciu divin, fac o chemare în fața aici la altar. Și în față vine un tânăr de 15 ani și să își predă inima Domnului. Primește mântuirea. Și în față vine poate cineva, un om care e bolnav în cărucior, e bolnav de ani de zile și primește vindecarea. Ok? Tânărul acela primește pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, își predă viața și omul acela este vindecat. Vreau să fiți foarte sinceri. La sfârșitul serviciului, când totul se va termina, când mergem acasă, despre cine vom vorbi când mergem acasă? Extraordinar, domnule, la Agape Church s-a vindecat omul ăla care de 10 ani în cărucior. Știți despre ce vom vorbi? Despre miracolul, despre minunea vindecării omului. Știți care este ciudățenia? Care este rușinea? Vorbim despre o minune care e infimă, minoră, față de cealaltă minune. Pentru că ceea ce Dumnezeu a făcut în viața acestui tânăr de 16 ani, are o valoare eternă. Dar ceea ce Dumnezeu a făcut în viața omului acesta care a fost vindecat, are o valoare trecătoare. Omul acela va muri, oricum. Nu știu dacă va primi pe Domnul sau nu. Bine ar fi amândouă să se petreacă, nu? Amen! Dar așa suntem noi oamenii. V-am dat un exemplu, doar un exemplu, cum căutăm de multe ori miracolul și asta ne fascinează. Tânărul acela îl primește pe Hristos și problema veșniciei lui este asigurată, nu? Asta aș vrea să căutăm noi în primul rând, să-L căutăm pe Domnul. Îmi place să văd pe Domnul lucrând în mod extraordinar. Oare Domnul cum se uită la noi? Vă mai dau încă un exemplu, tot simplu. Că așa e Evanghelia, trebuie simplă să o înțelegem. Frați și surori, când veniți din călătorie, eu văd, când mai călătoresc, vin cu valiza, vine acasă cu valiza și mă întâmpină Jonathan și Sammy. Și Jonathan, pentru că cel mai mic, știți ce face prima dată? Unde merge el prima dată? La valiză. La valiză. Și mă uit la el și spun, Jonathan, hai dă-i un hug la tati. Ce mi-ai adus? Cel mare, și el tot așa vrea, dar știe, e rușine. El deja știe. Și mă doare. Ca și părinte mă doare și spun, auzi, hai de un hag la tati, tu trebuie pe tati să-l iubești prima dată, nu ce ți-am adus eu. Frați și surori, oare cum se simte Dumnezeu când venim la biserică sau trecem prin viață și ne uităm numai la valiza Lui? Numai la valiza Lui. Numai la ce ne dă El. Și nu avem nevoie de El. Nu avem nevoie de El. Doamne, dăm, Doamne, făm, Doamne, Doamne, fă-mă să mă simt bine, Doamne, dăm cu tare, Doamne, dăm cu tare. Dumnezeu stă și se uită la mine și zice, dar eu unde sunt tot picture-ul ăsta? Unde-s eu? What about me? Pe mine, nu mă vrei, eu am dat pentru tine, am dat pe Fiul meu, pe Domnul Iisus Hristos, pe mine, nu mă vrei? În primul rând, Dumnezeu așteaptă să-L căutăm în mod exclusiv, adică numai și numai pe El. Este o idee simplă, dar cred că este o idee atât de importantă. Dumnezeu spune să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Prioritatea mea pentru 2012 să fie să-L caut pe Dumnezeu și numai pe El, nu valiza Lui. Alt lucru, trebuie să-L căutăm cu stăruință.
Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. În evreiește spune, mă veți găsi dacă mă veți căuta cu disperare, cu determinare, cu toată inima, cu toată ființa mea, cu toată ființa ta. Cu stăruință, nu numai acum îl caut un pic și apoi îl las. Numai la biserică, într-o rugăciune. Nu. Dumnezeu nu vrea să-L căutăm doar numai când suntem în necaz. Ci Dumnezeu vrea să-L căutăm întotdeauna. Evrei 11 cu 6 spune cuvântul lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică El există. Și că răsplătește pe cei care îl caută. Să-L căutăm pe Domnul cu stăruință, în orice împrejurare. Chiar dacă trebuie să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin. Vedeți? Pe undeva noi creștinii credem că îl slujim pe Domnul numai chiar când ne merge bine. Nu. Și avem nevoie de right environment, clădirea adecvată și toate lucrurile să ne fie totul perfect. No, Dumnezeu spune, în orice situație, în orice ipostază, caută-mă pe mine. Creștinismul lucrează cel mai bine în adversitate, atunci când suntem în lipsă. Și nimic nu ne poate împiedica și nu avem nicio scuză ca să nu-L căutăm pe El. Cum îl căutăm? Spune aici, mă veți ruga, frați și surori, orice am face, l-am mai spus de atâtea ori, fără rugăciune nu putem să facem nimic. Orice am face. Am ascultat cu atenție rugăciunea fratelui Cipri Indrieș. Vă spun cu durere. S-a rugat. Și n-am auzit pe nimeni să spună un amen în timpul rugăciunii. N-am auzit. Cei care v-ați rugat vreodată individual, știți ce mult înseamnă când cineva se roagă, altcineva se spună, amin, așa este, Doamne. Și prima rugăciune, rugăciunea prima din fiecare seară, rugăciunea individuală, este cea mai dificilă rugăciune. Așa e, frate Nicu. De ce? Pentru că atunci vin oamenii cu toate problemele, atunci vin duhurile și trebuie cineva, trebuie să fim alături de cel care se roagă prima dată. Indiferent cine se roagă și indiferent orice rugăciune, frați și surori, Agape Church. When someone prays, let's support that person. Amen? Să nu ne fie rușine. Să nu ne fie rușine. Când spunem aminul nostru, înseamnă că suntem de acord cu cel care se roagă. Rugăciunea trebuie să fie, în primul rând, personală. Spunea cineva, celui ce fuge de Dumnezeu în zorii dimineții, îi va fi foarte greu să-L găsească în timpul zilei. Cu alte cuvinte, first thing in the morning, când pornim la drum, oriunde ești, roagă-te lui Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu. Cred că am experimentat fiecare. Viața ni se schimbă, toată ziua este alta în momentul în care începem cu Dumnezeu. Prima dată mă supun lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie personală. Spunea cineva, secretul rugăciunii este rugăciunea în secret. Acolo, exact cum spunea fratele Paul. You close the door, turn off the internet, turn on off the phone și te rogi. Rugăciunea este personală. Și apoi rugăciunea este publică. Rugăciunea este publică. Și trebuie să ne rugăm în public. Și pentru cei care poate ați venit, sunteți noi și ați venit aici, poate v-ați speriat. Măi, ce-s cu ăștia? Sunt nebuni, se roagă toți. Aș vrea să vă spun că suntem nebuni, dar suntem nebunii lui Hristos. Să știți lucrurile astea și să nu vă speriați. Să nu vă speriați de noi. Rugăciunea este și publică. Trebuie să avem grijă întotdeauna să nu ne rugăm să impresionăm oamenii, ci să ne rugăm ca Dumnezeu să primească rugăciunea noastră și atunci când suntem în public. Se spune că Dale Moyers, care a fost un pastor, un om al lui Dumnezeu, stătea la o masă cu prezident Lyndon Johnson. Și președintele a spus acum, reverendul Moyer, Bill, roagă-te tu pentru masă, say grace. Și Dale Moyers a plecat capul și spunea ceva încet așa, la care președintele a spus, speak up, Bill, vorbește mai tare. La care Bill, în timpul rugăciunii, și-a deschis ochii și a spus, I'm not talking to you, Mr. President. Nu vorbesc cu tine, domnule președinte, eu vorbesc cu Dumnezeu. Nu trebuie tu să mă auzi ce mă rog. Acum, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm tare, fraților. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Dar întotdeauna când ne rugăm, acasă sau la biserică, trebuie să ne rugăm
pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Nu să impresionăm oamenii. Pe oameni îi putem impresiona, dar pe Dumnezeu nu. Nu? Citirea Bibliei. Și mă termin în 5 minute, fraților. Citirea Bibliei. Cum îl căutăm pe Domnul? Prin rugăciune, prin citirea Bibliei. Anul trecut am terminat citirea Bibliei și mi s-a părut mie că fiind 3 capitole pe zi, poate că am fugit puțin prin ea. Anul acesta vă propun să citim un capitol pe zi în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și citim Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să-L aplicăm la viața noastră. O să vă explic data viitoare, duminica viitoare, cum să citim Biblia. În 5 minute ai și citit capitolul. După aceea trebuie să ne luăm alte 5 minute, cel puțin, ca să adâncim ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca în anul acesta să aprofundăm ceea ce citim. Să căutăm pe Domnul aici în Cuvântul Lui. Știți de ce nu ne vorbește Domnul câteodată, apropo de ceea ce spunea fratele Paul? Domnul spune, auzi, de ce mă întreb pe mine cu tare lucru? Citește prima dată Biblia, că aici e răspunsul. Citește-l. Nu mă întreba acum. Uite-te în Biblie și dacă nu găsești în Biblie, după aia ai și întreabă-mă. Ok? O să vedeți în câteva săptămâni să începem un nou studiu din prima epistolă a Apostolului Petru, străini și călători într-o lume ostilă. Noi creștinii căutăm altceva în lumea asta. Alta este ținta noastră. Suntem niște străini și călători, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să avem grijă să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu ca să nu ne lăsăm amăgiți de orice val de emoționalism sau senzaționalism. Trebuie să avem grijă să stăm tare pe Cuvântul lui Dumnezeu. Să petrecem timp doar cu El, doar cu Domnul. Vedeți, dacă nu îmi fac timp să petrec cu El, cu Domnul, o să devin sclavul altora sau altor lucruri care mă țin departe de Domnul. Dacă nu ne facem timp, o să devenim sclavii altor lucruri sau altor probleme care ne vor ține departe de Domnul. Altceva. De fapt, căutarea noastră de Domnul trebuie să fie un lifestyle, un mod de viață. Nu-L căutăm pe Domnul numai în biserică. Nu-L căutăm pe Domnul numai acasă, ci în fiecare zi, cu fiecare pas, oriunde suntem noi, Îl căutăm pe Domnul. Asta trebuie să ne fie lifestyle-ul nostru, modul nostru de viață. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, spune psalmistul, psalmul 27, și fața ta, Doamne, o caut, psalmul 27:8. Și fața ta, Doamne, o caut. Mulți zic, psalmul 4, versetul 6, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Doamne, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului, când le merge bine business-ul, Doamne. Îmi dai mai multă bucurie. De ce? Pentru că fața Ta strălucește deasupra mea. Haideți să-L căutăm pe Domnul cu stăruință, privind în Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne, căutându-L în rugăciune. Altfel, viața noastră va fi săracă, va fi searbădă. Și în ultimul rând, trebuie să-L căutăm pe Domnul cu anticipare. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Dumnezeu nu vrea numai să-L căutăm așa, să tot bâșbâim. Domnul spune, Domnule, dacă mă cauți, crinișor, dacă mă cauți, Ioane, dacă mă cauți, Marie, o să mă găsești, mă voi lăsa găsit de voi. Planul lui Dumnezeu este ca să se lase găsit de noi. Dacă nu-L găsim, nu este din cauza Lui, ci este din cauza noastră dacă nu-L găsim. It's my fault. Nu este vina lui Dumnezeu. Când venim la biserică, oare ce căutăm? Vreau să vă dau un exemplu. Am ales două nume așa la întâmplare, nu sunt din, din biserică. Gheorghe Popescu s-a dus la biserică pentru prima dată într-o duminică. La o biserică, prima dată a intrat într-o duminică. A auzit că a falsat unul din vocaliști și s-a deranjat. I s-a părut că cel de lângă el s-a uitat cât pune la colectă și s-a supărat. A văzut unul din tineri că vorbea în timpul rugăciunii și s-a dezgustat. A constatat că predicatorul a făcut 5 dezacorduri gramaticale și s-a iritat. A ieșit afară în timpul rugăciunii de încheiere spunând în sinea lui, în biserica asta nu mai pun piciorul niciodată, ce fățarnici, asta e biserică? Și n-a mai venit niciodată. Tot în ziua aceasta, Vasile Ionescu s-a dus și el prima dată la aceeași biserică, în aceeași duminică, la același program. Unul din cântecele l-au făcut să se simtă în prezența Domnului, a fost înălțătoare. A auzit cum unul din tineri a făcut o mărturisire despre modul în care Domnul s-a atins de el și i-a schimbat viața. S-a bucurat. A fost bucuros să vadă cum biserica ajută pe cei nevoiași din banii care se strâng la colectă. A ascultat cu atenție predica,
Deoarece prin această predică Domnul i-a răspuns unei întrebări care îl frământa de mai multă vreme. A fost zidit. După încheierea serviciului a fost impresionat de dragostea cu care a fost înconjurat de către ceilalți din biserică. În drum spre casă i-a spus soției lui, cum poate cineva să vină la biserica aceasta și să nu simtă prezența Domnului? Doi oameni au fost la aceeași biserică, la același serviciu divin. Unul a văzut un lucru, altul a văzut alt lucru. Unul a simțit ceva, altul a simțit altceva. Frați și surori, dragi prieteni, găsești ceea ce cauți. Găsești ceea ce cauți. Am un prieten aici în America. Și el mi-a spus un lucru odată, și l-a mai spus odată într-o predică. S-a întâlnit cu fratele Von Brandt. Și noi știm pe fratele Von Brandt. Și prietenul meu îi spunea fratelui Von Brandt cam așa. Frate Von Brandt, de când am venit în America, am avut așa o experiență cam tristă. Mi s-a părut că oamenii sunt artificiali și superficiali. Și Von Brandt s-a uitat la el, fratele Von Brandt, și a spus, fratele meu, eu când am venit în America, am căutat oamenii lui Dumnezeu. Și i-am găsit. Ce lecție! Pentru că, dragul meu, găsești ceea ce cauți. Dacă vei căuta oamenii lui Dumnezeu, îi vei găsi. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl vei găsi. Dacă vei căuta pace și liniștea, o să găsești. Și în această seară aș vrea să spun, suntem la începutul anului 2012. Ce căutăm? Avem intenția și avem acest obicei să privim tot mereu înapoi. Și toți conducem de aici. Fiecare avem carnet de șofer, nu? Driver's license. Eu nu cred că poți să conduci o mașină uitându-te în oglinda retrovizoare. O folosim asta numai așa câteodată, să vedem ce se întâmplă. Pentru că unii vor să privească și să meargă în viață uitându-se mereu la bucata asta mică de sticlă, ce e oglinda retrovizoare. Dar noi avem în față o altă bucată de sticlă enormă, mai mare. The windshield, parbrizul. Și Dumnezeu acum, la începutul anului 2012, îmi spune, Crișor, nu te mai uita înapoi. Nu te mai uita în oglinda retrovizoare. Uite-te așa numai puțin, să înveți din lecțiile trecutului, dar du-te înainte. Nu-ți mai fie frică de trecut, dragul meu. Uite-te înainte. Pentru că viitorul îl știu eu. Asta vrea să facă Domnul. În Isaia 43, versetul 18, Domnul spune, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Și ce spune? Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Mă voi lăsa găsit de voi, spune Domnul. Știți de ce este viața creștinului monotona? Pentru că nu-l căutăm pe Domnul. Dacă îl cauți pe Domnul, îl găsești. Și vei fi binecuvântat. Trebuie să-l căutăm cu anticipare. Și o să vedeți că Dumnezeu se va lăsa găsit. În concluzie, poate stai pe bancă și te gândești, bine, bine, frate Crișor, dar care e planul lui Dumnezeu pentru mine? Nu știu. Dumnezeu nu-mi spune ce planuri are cu tine. Dumnezeu îmi spune ce planuri are cu mine. Dumnezeu nu discută planul lui cu Sandu Danciu, ce plan are el cu Sandu Danciu să-mi spună mie. Nu. Dumnezeu îi spune lui Sandu Danciu ce plan are cu Sandu Danciu. Și Dumnezeu îmi spune mie ce plan are cu mine. Dar planul lui îl descoperim atunci când îl căutăm pe el. Ce cauți, dragul meu, în această seară? Ce cauți în anul acesta? Ce cauți? Sau poate ești aici și spui, bine, pastore, dar de unde să știu eu că el are un plan cu mine? Să știi sigur că Dumnezeu are un plan cu tine. Sigur! De unde știi, pastore? Știu. Dă-mi o dovadă. Ești aici.
ești în casa lui Dumnezeu. Dacă ești aici, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine. Dacă ai pășit în casa lui Dumnezeu, înseamnă că El are un plan cu tine. Înseamnă că în anul 2012 Dumnezeu vrea să-L cauți. Și frați și surori, aș vrea că în anul 2012 tot mai multe suflete să-L găsească pe Domnul în Biserica Agape. Asta să fie trezirea Bisericii Agape. Oameni care îl găsesc pe Dumnezeu, oameni care îl caută pe Dumnezeu, oameni care îl găsesc pe Domnul. Noi, oamenii, poate cei care ne-am întors mai demult la Domnul, să avem o bucurie pe fețele noastre, să știm și să simțim că Dumnezeu este Cel care ne călăuzește cu fiecare pas. Haideți să-L căutăm pe Domnul. Haideți să căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Pentru că și Domnul ne invită și ne spune și în acest început de an: eu știu planurile care le am față de voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Așadar, în orice situație te-ai afla, poate ai o boală, poate ai un necaz, poate ai o problemă și te gândești că de tine Domnul nu se va atinge. Că așa suntem noi, când e vorba de altul, știm să dăm atâtea sfaturi și spunem: las că Domnul e bun, Domnul e bine. Și când e vorba de noi, uităm și spunem: nu, de mine nu o să atingă Domnul. Vreau să spun, Dumnezeu se va atinge de tine, amin? Pentru că și Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care vrea să atingă de fiecare din noi. Și la acest an, la 2012, nu știm ce aduce viitorul. Dar Dumnezeu ne spune: căutați-mă pe mine și viitorul va fi prezent. Pentru că cu Domnul întotdeauna viitorul este prezent. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și... frate Petre, ai versurile de la cântarea asta? Haideți să cântăm împreună. Cine poate ști ce aduce anul? Încă un an pe firul vieții. Încă un an pe firul vieții s-a fășurat pe tot în viața mea. Trecut iute sau tristeți și dureri s-au scurs în cer. Cine poate ști ce aduce anul care în față va aduce El o alinare celor ce pe greu o cer. Încă un an din inimi pe unii dragi și iubiți din jurul nostru au plecat plin de speranță sau cu regret au trăit fără. Ce anul, dacă-n El te vei putea trezi sau înfășura mai tare noapte fără grijă. Un an. Ce înseamnă aceasta? E un nou tribut de sevă din viața ta. Puneți, vă rog, strofa înapoi. Cam e pune înapoi.
cealaltă. Încă una. Next one. Încă un an, ce înseamnă aceasta? E un nou tribut de sevă din viața ta. Cercetează-te ce fel de lucruri ai plătit și care este valoarea lui. A mai trecut un an. Și Dumnezeu te-a îngăduit să trăiești până acum. Dumnezeu te-a mai îngăduit să investești, Dumnezeu te-a mai îngăduit să lucrezi, Dumnezeu te-a mai îngăduit să trăiești până în ziua de astăzi. Aș vrea să fac un apel la tine, cel care poate încă nu te-ai întors la Dumnezeu, care încă mai ai o decizie de făcut în anul acesta. Îți spun în numele lui Dumnezeu, nu mai amâna. Nu mai amâna. Viața se scurge încet. Nu contează că sunt tânăr sau că sunt bătrân. S-ar putea ca Domnul în anul acesta să-mi ceară viața, să-mi ceară sufletul. Nimeni din noi nu poate să ne nu putem să garantăm că ne va prinde sfârșitul anului. Dar ceea ce este cert este că Dumnezeu este prezent aici. Dumnezeu este Cel care este în afara timpului, așa cum spuneam și aseară. Și poate să schimbe viața noastră și poate să ne dea o direcție înspre eternitate. Haideți să continuăm să cântăm cântecul acesta. Încă un an, ce înseamnă asta? E un nou tribut din viața ta. Acum, la sfârșitul acestei seri, să mulțumim Domnului cu toții, să ne încredințăm în brațul Lui, dar mai mult, aș vrea să-i facem o promisiune Domnului în rugăciune. Doamne, în anul acesta te voi căuta pe Tine, Doamne, și numai pe Tine. În anul acesta voi căuta să Te cunosc așa cum nu Te-am mai cunoscut niciodată. În anul acesta, Doamne, vreau să merg cu Tine și știu că Tu ai un plan măreț pentru mine, de pace și nu de nenorocire. Haideți să ne unim cu toții într-o rugăciune.